vor autostrade și spre Brașov, pentru că acolo, la Brașov, au toate afacerile. Aceasta este marea problemă a României în general și a Moldovei în mod special. Botoșaniu are nevoie de infrastructură, ca și Iașu, ca și Vasluiu, ca și Galațiu. Dacă nu o să ne trezim și nu o să încercăm să nu mai acceptăm toate mișmașurile care se fac la București pentru a ne crea o stare de contrariară unii contra altora, cum de exemplu se vede foarte clar cu autostrada A13 care o propun în permanență în detrimentul autostrăzii A8 care ar scoate Moldova din sărăcie. Dacă acest lucru nu vom reuși să-l depășim și să încercăm o coeziune teritorială a întregii Moldove, Moldova este pierdută. Noi suntem pierduți. De aceea, rog moldovenii, moldoveni, treziți-vă! Botoșaneni, treziți-vă! Un meeting care se face pentru prima dată în fața Consiliului Județean din Botoșan trebuie să fie un început. Noi vom merge mai departe, vom face același lucru și la Suceava, și la Vaslui, și la Galați, și la Focșani. Uniți vom reuși, sunt sigur de asta.